omul nostru care ne aduce informații în fiecare dimineață, Dorin Chioța. Neața, Dorin! Salutare, dragilor! Salutare de aici, din sala profesorilor de la Biblioteca Centrală Universitară. Se vede și iarna de afară, o liniște neobișnuită. Am ținut să tranzităm așa de la iarnă la carte, puțină aglomerație. Sunt și efecte benefice, până la urmă, ale zăpezii, față de ceea ce suntem obișnuiți. Sala profesorilor, un templu al cărții, și vorbim despre singurătate, da, despre The Cyber Effect, scrisă de Dr. Mary Aiken, o irlandeză superbă pe care ați văzut-o cu câteva zeci de minute în urmă. Good morning, Mary! Ne și plimbăm pe aici, cum spuneam, aportă la editura Niculescu, o carte care ne spune cât de rău a ajuns mediul virtual pentru fiecare dintre noi. Așadar, ieșiți în natură. So, it's about the virtual reality. The social networks, everything, smartphones, tablets, and everything. The internet. Internetul și așa mai departe. It's dangerous. How do you say the future? Este periculos. Cum vedeți viitorul? Well, technology is not good or bad. It's either used well or badly by humans. Tehnologia nu este rea sau bună, este folosită în sens rău sau în sens bun de oameni. Yeah. And what about the children? Și copiii, ce facem cu ei? Everybody wants their child to be brilliant at technology, but the answer is not to give a child a smartphone when they are too young. Wait until they are older. Trebuie să așteptăm până dăm unui copil un telefon, nu în niciun caz când este tânăr, pentru că deși avem senzația că va progresa cu tehnologia și că o va învăța de la vârste fragede, de fapt va deveni dependent. Unde s-a ajuns cu această dependență? So, about that dependence, about that distraction, where we are arrived in? I think for parents, the most important thing is not what their child does with the device, but what the parent does with their own mobile. If the parent is on the phone all the time, the child will also want to be on the phone. Este interesant că nu atât cât copilul utilizează telefonul, cât, cât părintele îl folosește, pentru că părintele este un exemplu, până la urmă, și adaptez ceea ce spune Mary pentru copilul său. Exceptions? Well, excepții? Of course, there are lots of positives about technology. Connectivity, access to information, networking. But the point is moderation. We want to get the best out of technology for ourselves and for our children. And that's why I wrote the book, to help parents raise their children in an age of technology. Moderația ar trebui să ne guverneze pe toți, dragi prieteni, iar în această carte, un bestseller mondial, pe care o recomand chiar cu căldură, printre altele, este o descriere cât se poate de reală și, de obiectivă, zic eu, și zice și Mary, a pericolului care ne paște pe toți. Singurătatea ar fi o problemă, să ne mai și deplasăm aici, să mai vedem și iarna superbă din spatele nostru. Singurătatea rețelelor sociale, so the social networks against, in fact, that paradox of singularity. Yes, you know, we've become so connected, and yet at the same time, we're all alone together. Da, de fapt suntem singuri, spune și Mary, chiar dacă aparent suntem împreună. Sunt concepte noi care apar în acest sens, acționează totul asupra psihicului, acționează pervers, dacă vreți, asupra psihicului fiecăruia. It's a kind of perverted action, yes. Which creates dependence. Absolutely. And the point is, for families, it's important to disconnect, to reconnect. Try a digital detox one day a week for the family to reconnect. Un sfat, așadar, în încheiere pentru toți, încercați o detoxifiere digitală, măcar o zi
pe săptămână pentru toată familia, să nu puneți mâna pe nimic din ceea ce înseamnă ecrane, dacă se poate să ne bucurăm cu toții de natură, da? Dacă vreți, atât cât poate fi și ea, natura urbană, să o admirăm cu plăcere. The Cyber Effect, Dr. Mary Aiken, o puteți întâlni astăzi la Liceul Gheorghe Lazar, de la Colegiul Național Gheorghe Lazar București, de la ora 18, vorbind în fața a sute de părinți. Mâine primește titlul de doctor honoris causa de la Universitatea Politehnică din București, în fața a peste 1000 de universitari. Mulțumim, prieteni, încurajați-vă, a venit și iarna, asta este natura, ieșiți din lumea cibernetică, de ce nu, cu bine, hai România!